Devin, nu? Iad, tocmai pentru că zona respectivă este zona în care s-a propus izolarea și sunt pacienții izolați cei suspecți. Se coboară pe scările așa, se vine aici, o să facem un perete despărțitor, da, care să ne ducă de aici direct aici. Unde? Doamna doctor, și asta e închisă? În partea asta, haideți, deci va fi până în partea aia. Deci, practic, se va crea un culoar separat. Da, un culoar, tocmai pentru că este toaleta și să nu... Se intră pe aici, în zona asta, se intră pe aici, se face zona respectivă. Aici va fi intrarea, da, și încăperile vor fi astea, și, da, asta și asta. Aparatul va sta în zona asfaltă, da, în cele două zone. Aici se schimbă. Și-au costumat, iată, iese, da, iese. Și aparatul va fi în camera asta? Nu, că și aici va fi despărțire, deci exact ca la partea aia făcută și aici, ușa de acolo va fi în partea aia, ușa aici. Și se intră aici, se lucrează, se iese, se schimbă și se duce în partea ailaltă. Am înțeles. Deci circuitul da, circuitul este cu 3 încăperi și se intră separat în fiecare încăpere. Avizul? Acesta este avizul pentru spațiu. O veste bună. Noi de la DSP eliberăm foarte repede actele, mai ales în aceste cazuri. Urmează când veți aduce aparatul și după ce se vor face probele, să eliberăm și avizul de funcționare. Da. Vă asigur că și acela se va rezolva cu celeritate. Ne ocupăm de acest lucru. Da. Vă dorim mult succes, să dea Dumnezeu să ajute cât mai multe persoane la nevoie. Da, mulțumim mult. Noi ne apucăm chiar de astăzi de lucru. S-a vorbit și cu firma cu care avem contract, tocmai să ne facă peretele despărțitor, să ne facă camerele. Nu ne-am apucat, tocmai că am așteptat avizul. Așa este corect. Când pleacă personalul medical la mine, nu? Astăzi, la ora 9, urmează să-i ducă domnul șoferul, să-i ducă la București, la curs. Și se întoarcă pentru mâine. De săptămână până. În funcție de câte zile durează instruirea, nu știm. Înțeleg că de maxim 3 zile. Da, dacă așa am participat și noi și pe vine să se întoarcă, în perioada asta noi vorbim și cu doamnele doctor, pentru că acolo vor vedea mai bine și cum sunt spațiile dotate, absolut tot. Colaborăm, comunicăm și când se întoarcă să fie aranjat. Poate în timpul ăsta ajunge și aparatul, că așa exista, mi s-a spus, că undeva pe marți-miercuri, dacă ajunge numai bine, să putem porni la drum când se întorc doamnele doctori de la instruire. Corect. Iar ce este aici este microbiologia, se va muta într-o altă locație mai încolo, deci... Tot ce înseamnă camera asta care ne aflăm noi, rămâne pentru real-time PCR, pentru aparat. Da, astea două camere pentru real-time PCR și microbiologia se mută într-o altă cameră. În regulă. O altă veste bună pe care o primește spitalul astăzi este că ne-au făcut o solicitare pentru o serie de aparatură pe care primăria, la ședința de Consiliu de joi, o va supune spre aprobare ca și rectificarea bugetului prinse pe lista de investiții și imediat de vineri putem să începem demararea acestor achiziții, astfel încât să completăm și din sursele primăriei necesarul de aparatură. Bineînțeles, pe lângă contractul cadru pe care l-a încheiat spitalul și pe baza căreia va mai aproviziona cu aparatură medicală necesară. Bună ziua! Astăzi am avizat spațiul pentru a funcționa acest aparat PCR care va veni la Roman. Știți și dumneavoastră că nu multe spitale au în dotare acest aparat. Consider că cei care au făcut această donație merită toată admirația noastră. Din partea noastră a DSP-ului dorim cât mai multor oameni însănătoșire grabnică și să dea Dumnezeu ca acest aparat să folosească multor cetățeni de la noi din județ. Mult succes! Care sunt etapele de acum încolo cu care trebuie parcurse ca să fie pus în funcțiune și să fie făcută prima testare? Deci prima etapă, astăzi am primit avizul de la DSP favorabil pentru a începe lucrările, după ce finalizăm... Pentru amenajarea spațiului deocamdată. Amenajarea spațiului, da. După ce se amenajează spațiul și vine aparatul, vom face o altă adresă prin care ne va da avizul de a lucra pe aparat, autorizația de lucru, după care vom începe să lucrăm. Bine, urmează o perioadă de testare. Da, vine firma, training-ul, toate astea vor fi și ele efectuate. Exact să dau o dată când vor începe activitatea să testăm pe aparat și să dăm rezultate, nu pot spune. E în funcție de cât de repede reușim să le punem în funcțiune pe toate. Dar vom depune tot efortul, atât noi cât și cei din spital, să facem ca acest aparat să fie funcțional cât mai repede. Câte teste vor putea fi făcute? Care este capacitatea acestui aparat pe care l-ați primit? Încă nu l-am primit, este pe drum și am înțeles că 96 de teste se pot face o dată. Da. Ca să faceți testele aveți nevoie de kituri. Da. Veți continua aprovizionarea și cu suportul? Da, vom continua aprovizionarea. Cei care ne donează aparatul ne dau și 1000 de kituri. După ce terminăm aceste 1000 de kituri, după ce le terminăm, în perioada asta vom achiziționa kituri tocmai pentru a avea în continuare. Sunt persoane din oraș, oameni de afaceri care doresc să contribuie și să iei aceste kituri, încât nu va exista o disfuncționalitate din punctul ăsta de vedere a lipsei de kituri. În legătură cu strategia la nivel județean de a amenaja Spitalul Roman cu predilecție pentru bolnavii infectați cu COVID-19 din județ, ce ne puteți spune, domnule președinte? Da, domnul Vlad, nu este o strategie medicală sau... Da, nu vorbim nici de o strategie, nici administrativă, nici medicală de a institui noi, adică în parteneriat cu Primăria Municipiului Roman, cu conducerea Spitalului de Urgență sau cu Direcția de Sănătate Publică, nu avem o strategie sau o dorință neapărată de a deschide sau de a transforma Spitalul Roman doar în spital COVID-19. Este un protocol, dacă vreți, impus de Ministerul Sănătății, ca fiecare județ să aibă minim 2 spitale care au ATI, din care unul să fie curat, adică să primească alte patologii, să primească medicina generală, iar unul din spitale să fie doar pentru COVID, pentru a nu amesteca pacienții cu COVID și să nu ajungem în situația Spitalului Județean de la Suceava, care s-a și închis. De altfel, pentru că au fost persoane pozitive COVID, poate simptomatice sau asimptomatice, dar care au îmbolnăvit aproximativ 30 de doctori, era la un moment dat ieri. Tocmai asta e filozofia Ministerului Sănătății. Urmează astăzi, va fi din nou o ședință, o videoconferință între conducerea DSP, Spitalul Județean, Spitalul Municipal Roman și conducerea Ministerului, în funcție de optica și a Ministerului și de procedurile pe care le impune Ministerul Sănătății, se va lua o decizie cu privire la modalitatea în care abordăm situația la Neamț, fie avem Spitalul Roman, fie avem Spitalul Județean Neamț pentru tratament pacienți pozitiv COVID-19. Deci nu e o decizie. Asta vreau să înțeleagă foarte bine. Nu e o decizie pe care o luăm noi ad hoc, sau e o dorință efectivă a noastră. Dar încă nu e o decizie definitivă. E o optică a Ministerului Sănătății, cu care e clar că lucrăm îndeaproape. În funcție de optica Ministerului Sănătății se va lua o decizie, dar nu o luăm noi sau nu rămâne această decizie la liberul arbitru al nostru, a autorităților din Neamț. Este o strategie la nivel național. Am văzut că în alte părți și comunitatea locală a reacționat dur și chiar a respins, unii primari au respins total. Să fiți convins că peste tot vor fi reacții pro și contra. Vom găsi, mai ales în acest moment de criză, dacă vreți dumneavoastră, în aceste momente de tensiune ușor socială, nu vom găsi înțelegere la absolut toată lumea. Sigur, nici la cadre medicale, poate la absolut toți, nici la rândul pacienților, nici a oamenilor, nici a romașcanilor, dacă vreți. Dar trebuie să avem un spital pe raza județului Neamț care să preia cazuistica COVID și să o trateze. E de datoria noastră, a autorităților, și mulțumim cadrelor medicale care sunt în prima linie, că vorbim de doctori, de asistenți sau de altă zonă de cadre medicale, ei sunt în prima linie. Orică îi tratăm la Piatra, orică îi tratăm la Roman, trebuie să-i tratăm pe oamenii care vor fi pozitivi COVID-19. Până la urmă, concetățenii noștri, putem fi oricare dintre noi și trebuie să avem parte de un tratament corect, un tratament care să ne însănătoșească. Vis-a-vis de protecția cadrelor medicale, doamna manager, ce ne poate spune vis-a-vis de Spitalul Roman? Sunt protejate cadrele medicale și în eventualitatea că vin aceste kituri, aveți ca prioritate testarea cadrelor medicale, în primul rând? Cadrele medicale vor fi testate în momentul în care prezintă simptomatologie. Da. În momentul în care vor prezenta simptomatologie respiratorie. Nu testăm că vrem să știm avem sau nu avem, da? Dacă un cadru medical, medic, asistent, infirmier, orice este, prezintă simptomatologie, îl testăm. Cât privește echipamentele, avem echipamente. Chiar ieri am primit 5.000 de măști, combinezoane, sunt mănuși, deci din punct de vedere a echipamentelor nu sunt probleme în momentul de față. 5.000 de măști chirurgicale sau de care? Măști... Da, da, da. Și acestea spuneți că le-ați primit în sensul că ați făcut comanda și a ajuns comanda sau reprezintă o donație? Acestea reprezintă un... Deci le-am cumpărat de la Unifarm. Ne-a ajutat să intrăm și să reușim să le luăm domnul deputat Leoreanu. Înțeles. În ceea ce privește echipamentele medicale care au fost de Ministerul Sănătății pentru spitale ca să facă față acestei pandemii, reprezentă domnul director, care este situația? Când vin echipamente și ce echipamente vor veni la Spitalul Roman? Sau alte spitale din județ? Pe spitalul, scuzați o secundă, pe la Spitalul Județean Neamț, conform adreselor și vi le pun la dispoziție. Dacă vreți Spitalul Județean Neamț, că trebuie să știe toată lumea lucrul ăsta. Au fost discuții în presă că unii sau alții vrem sau nu vrem să sprijinim actul medical. Ne dorim cu toții să sprijinim actul medical, dar să o facem corect și transparent atunci când cheltuim banul public. Spitalul Județean Neamț, pe data de 5 martie, a avut ultima solicitare de la Ministerul Sănătății, prin care li s-a cerut din nou, pentru că a treia oară, să trimită la București, la Ministerul Sănătății, lista cu dotările medicale de care au nevoie. Ghiciți ce au făcut ei la Spitalul Județean? Nu au trimis nimic. În schimb, au luat lista cu necesarul de material, în loc să o trimită la Ministerul Sănătății și să primească de acolo susținere, suport și echipamente medicale, inclusiv acel aparat real-time PCR care va ajunge și la Roman, pentru că îl dădea Ministerul Sănătății la acel moment, cum a dat la Iași al doilea aparat, cum a trimis la Suceava, îl dădea și Neamțului, garantat. Și am vorbit atunci cu domnul secretar de stat Nelu Tătaru. Spitalul Județean Neamț nu a făcut acea adresă la Ministerul Sănătății, în schimb a trimis acea adresă la Consiliul Județean. De ce asta o să... nu vreau să răspund acum, pentru a nu intra într-un scenariu în care vrem din nou sau căutăm din nou să discutăm un contradictoriu cu cei de la Consiliul Județean, dar nu au făcut lucrurile corect. Deci nu au solicitat echipamente medicale la Ministerul Sănătății, ceea ce din punctul meu de vedere arată un, la momentul respectiv arăta un slab act managerial la Spitalul Județean Neamț. La Spitalul Roman nu o să vă răspundă domnul director, nu știu exact ce materiale sunt pe drum, dar știu că am avut discuții cu domnul primar și îi mulțumesc și arăt toată deschiderea pentru susținerea pe care mi-a dat-o în a aloca bani și resurse financiare în achiziționarea echipamentelor și dotărilor medicale de care Spitalul Roman are nevoie. Și dumneavoastră, în condiții normale, atunci când în spital nu avea echipamente sau materiale sanitare, de fapt era problema la buget. Acum toate spitalele au rezolvat această problemă în sensul că sunt bani, dar acum ne lovim cu o altă problemă care există la nivel mondial, și anume că nu se găsesc echipamente și materiale sanitare. Este o problemă la nivel mondial, toată lumea licitează pe ele. Se găsesc foarte, foarte greu. În momentul când dai o comandă, am auzit că există termene de câteva luni până când se vor livra. Este foarte, foarte greu să găsească o soluție. Cu toate acestea, am văzut o declarație a domnului secretar de stat Arafat, care a asigurat că s-au făcut provizii, există în depozitele Unifarm acum destule materiale sanitare și urmează a fi distribuite către toate spitalele din țară. Nu pot să vă dau răspunsul ăsta în momentul acesta. Eu nu am datele acestea. înțeles. În condițiile în care Romanul devine spital COVID, să înțeleg că cele 6 ventilatoare vor fi folosite pentru toți pacienții din județ care vor fi pozitivi și vor fi pe lângă aici, cele 6 ventilatoare pot fi folosite și aparatele de anestezie. Plus solicitările care le veni la minister. Și avem și solicitări la minister. 1. Avem, domnul primar alocă fonduri pentru încă un ventilator, 5 monitoare, 3 aparate de aspirație. Mai avem încă un aparat de ventilator, tot din donație. De ieri am discutat, dar persoanele care ne ajută vor să rămână, să nu dăm nume, încât și plus ce ne va sprijini Ministerul Sănătății în cazul în care vom deveni spital care să trateze pacienții COVID pozitiv. Abia după ora 12 vom afla și noi dacă noi suntem sau Piatra Neamț. Ar vrea să vă întreb dacă la acest moment considerați că sprijinul venit din exterior, nu mă refer la cel al autorităților, ci al civicilor, este necesar cu noi? Este necesar. Cum să nu fim ajutați de către cei care doresc și pot. Singura rugămintea mea este că cei care ne ajută să fie cei care achiziționează aparatele, pentru că noi, ca și spital, aici este problema. Degeaba avem fonduri sau suntem sponsorizați cu sume, trebuie să respectăm legislația în vigoare în ceea ce privește achiziția de aparatură. Și atunci sprijinul normal că este binevenit, dacă vin în aparatură direct. Deci am venit pe dispoziția de ieri, referitoare la plecarea din spital a internaților care nu necesită urgențe, așa. Că despre ce ar fi vorba la Spitalul Roman și eventual domnul Gregor pe întreg județul. Deci este vorba despre acei pacienți care sunt cronici. Da? Despre acei pacienți ca număr, tocmai acum, după ce se termină conferința de presă, avem întâlnire cu medicul șef de secție, i-ați văzut că trec toți la ședință, să discutăm pe această temă, să vedem exact câți pacienți sunt, care sunt urgențe majore, care pleacă și în funcție de aceasta să vedem și graficile cum le modificăm. Cum ne reorganizăm, așa cum scrie și în adresa respectivă. Dar în momentul de față, câți pacienți aveți internați? În momentul de față, cel puțin ieri, la ora 14:30, erau 296 de pacienți. La nivel de județ puteți face o... Nu voi repeta precizările din ordine, le cunoașteți foarte bine, ați citit. Este o strategie, se pregătește terenul pentru ce va urma. Atât vă pot spune deocamdată. Mai multe detalii, dacă vreți, vă pot da în după amiaza aceasta vom avea și noi o videoconferință la nivel de țară, cu toate DSP-urile din țară.